fetelor, astăzi vreau să vă prezint un clip, după cum vedeți și din titlu, este un clip despre cum să te organizezi mai bine pentru nuntă. După cum știți, eu mă voi căsători anul acesta și multe dintre voi ați fost interesate de acest subiect, așa că tot am amânat, dar am spus că trebuie să fac acest clip pentru că sunt foarte multe cereri. Sper să vă placă și să fie pe gustul vostru. Dar tot ce vă spun eu aici sunt păreri personale și sunt alegerile mele. Voi, dacă vreți alte alegeri, poate nu aveți aceleași gusturi ca mine, dar eu o să vă spun în general, pentru că v-am pus câteva întrebări când mi-ați cerut acest clip și mi-ați spus că în general vreți o nuntă normală, cam cum are toată lumea. În primul și în primul rând, după ce ați fost cerute, sau mai nu, ați cerut voi logonicul de soț, am mai auzit și astfel de cazuri, trebuie să fixați data anunții. Dacă vreți să vă căsătoriți atunci imediat. Noi am avut o logodnă foarte lungă, suntem logodiți de mai mulți ani și abia anul acesta facem nunta. Dar sunt alte persoane care imediat după ce se logodesc, imediat doresc să facă nunta. Așa că trebuie să fixați data anunții. După ce ați fixat data anunții, trebuie să faceți o listă cu toate persoanele care doriți să vă le invitați la nuntă. Și cel mai important lucru la nuntă care pe mine m-a ajutat foarte mult să mă organizez, este agenda. Eu am folosit această agendă de la Avon, este aceasta din 2017, are foarte, foarte multe file, dar puteți folosi orice fel de agendă doriți. Credeți-mă, nu e o chestie teoretică, am simțit-o pe pielea mea și dacă scriu în agendă, rămâne și acolo mă ajută și pot să bifez ce am făcut, ce n-am făcut, cât am dat pe fiecare lucru ca să văd câți bani cheltui până în final. După ce ați invitat numărul, după ce ați scris numărul de persoane pe care le-ați invitat, eu vă sfătuiesc să vă luați o marjă de eroare, pentru că cel mai posibil nu toate persoanele pe care dumneavoastră le invitați o să vină. Așa că eu spun că ar trebui să vă luați o marjă de eroare, dar să luați în calcul în cazul în care vine toată lumea, să aibă toată lumea loc. Și după ce ați făcut acest lucru, puteți stabili un buget. Este foarte important. Depinde foarte mult și de numărul de persoane. Cu cât sunt mai multe persoane, cu atât cheltuielile sunt mai mari. Cu cât sunt mai puține, cu atât cheltuielile sunt mai micuțe. Asta depinde de voi cum doriți. Eu am ales să fac o nuntă atât cu familia cât și cu prietenii, așa că și cunoștințe și așa mai departe, așa că cheltuiala va fi puțin mai mare, dar vreau să fie alături de mine toate persoanele dragi nouă, cărora le vor face plăcere. Așa, după ce ați stabilit și aceste detalii, puteți să dați o căutare pe internet, la fel cum am făcut și eu, și să căutați restaurante din orașul vostru. Ce v-aș mai sfătui să faceți este să sunați la locurile la care vi s-au părut mai interesante, în care aveți și număr suficient de locuri și să sunați pentru ca să vedeți dacă mai au disponibilă data respectivă. De exemplu, eu am stabilit nunta încă de anul trecut din luna august pentru anul acesta luna iulie. Deci cel puțin cu 10-11, un an, poate chiar și mai mult, să începeți să căutați local, pentru că cel puțin în orașul meu e destul de greu să găsești un local, mai ales pe timpul verii. Poate în perioada septembrie, octombrie, noiembrie, primele săptămâni, este mai ușor, dar pe timpul verii mi-a fost destul de greu.
și am vrut neapărat să fie vară și să fie cald. Asta mi-am dorit dintotdeauna, așa că așa s-a întâmplat. Și după ce ați vorbit cu la restaurant, o să stabiliți o întâlnire acolo și o să mergeți să vorbiți toate detaliile și să dați avansul. Acum depinde de fiecare cât cere avans, depinde de la restaurant la restaurant, de la oraș la oraș. Nu dați niciun ban fără să vi se facă contract. Eu asta vă sfătuiesc ca toți banii pe care îi dați înainte ca avans să primiți un bon sau un contract. Cel puțin la restaurant vi se face contract și acolo o prevede câteva chestii, mă rog. Și după ce ați dat avansul, mă rog, o să vă spună că mergeți la degustare, majoritatea cred că așa fac, și o să vă alegeți meniul. Meniul trebuie să fie cum vă doriți voi. Eu am ales să fie tradițional, pentru că așa ne place nouă, nu suntem mari amatori de mâncăruri care nu sunt românești, da, mâncăm nu că nu, dar la nuntul nostru asta ne-am dorit noi. Un alt lucru ce aș dori să vă mai spun, poate doriți să vă alegeți o anumită tematică și să faceți ce vă place vouă cel mai mult. Nu lăsați foarte mult să vă influențeze nimeni, chiar dacă fac parte din familie. Eu vă sfătuiesc să fie nunta exact așa cum vă doriți voi și să nu fie cum doresc alții, pentru că mai apoi o să vă pară rău. Într-adevăr, trebuie să mulțumești și lumea, dar niciodată nu o să poți mulțumi pe toată lumea. Nu ai cum. Și un alt lucru pe care mai trebuie să vi-l luați în calcul este că trebuie să vă faceți timp și multă răbdare, pentru că toate necesită destul timp, depinde cât de mult suflet vrei să pui și bani. Tot când e vorba de nuntă, totul este mult mai scump. Credeți-mă că sunt multe lucruri care mie personal mi s-au părut banale și când am văzut, m-au costat practic mai mult detaliile decât cele mai mari lucruri în sine. Un alt detaliu ar mai fi să vă alegeți muzica. Dacă sunteți persoane care ascultați muzică, depinde din ce religie proveniți. Eu am ales atât un DJ cât și muzică live. Muzică live tradițională și populară și mai multe genuri, dar de aceea am ales și un DJ pentru ca să mulțumesc pe toată lumea. Și cât și pe noi, pentru că și noi ascultăm ca tot ce e plăcut auzibil. Un alt lucru ar mai fi că trebuie să le dați avans și atât muzicii DJ-ului, fotograf, cameraman și ce mai doriți. Noi am ales un singur fotograf și ca decorațiuni am ales pe cei de la Carm Dor. Nu o să vă dau multe detalii despre fiecare ce am ales, dar pentru asta depinde de la oraș la oraș, dar vă spun detaliile astea că sunt foarte importante. După ce am făcut numărul de invitații, am închiriat sala, am închiriat mai multe chestii, mi-am scris fiecare câți bani am dat la fiecare pe hârtie, ce am făcut, am bifat și apoi mi-am mai scris ce mai am de făcut până la final. Apoi este biserica. La noi o să avem și naș, am ales două perechi de naș. O să avem și cor, să spun așa, la biserică. Nu așa ne place mult, suntem ortodoxi și asta am ales noi. Din câte știu eu, da, biserica o să o plătească nașii și lumânările, dar și voi trebuie să vă plătiți dacă doriți cor, dacă nu, într-adevăr toate sunt foarte scumpe, dar este timp. Eu am ales să fac chestiile astea mai din timp ca să nu am surprize la sfârșit. Poate m-am lungit puțin cu clipuri, dar trebuie lucrurile spuse în detaliu. După cum am spus, eu nu îmi scriu nimic înainte și vorbesc liber, exact cum simt.
Apoi trebuie să vă gândiți dacă vreți domnișoare de onoare sau nu vreți. Depinde de voi. Eu am ales să am, le-am cumpărat și rochițe, nu e obligatoriu, așa am vrut eu. Culoarea mânții mele va fi roșu cu alb, așa îmi place mie și lui Adi, așa este preferința noastră, așa că așa o vom avea. Și buchetul tot așa va fi din trandafiri și sala, cred că tot așa încă nu ne-am hotărât, nici tortul nu l-am ales, un alt detaliu ar mai fi să vă gândiți și la o cofetărie. Noi am ales cofetăria Amra, vă recomand, nu știu dacă în ce orașe se găsește, nu știu dacă este la noi în Timișoara, asta ne-a plăcut cel mai mult, asta am ales-o. Nu am ales încă modelele de tort și așa mai departe. Noi am ales și să dăm la plecare invitațiilor prăjitură când pleacă și încă ceva mărturie, dar aia nu o să vă spun pentru că e ceva personalizat. E ceva care nu am mai văzut până acum. Nu e handmade, din păcate, pentru că nu am răbdarea necesară, dar va fi ceva care nu, eu n-am mai primit niciodată și nu cred că s-a mai dat până acum. Am ales și etichete personalizate în care să scrie numele nostru și data nunții. Invitațiile la fel le-am făcut ca să vă ajut puțin. Mărturii și invitații puteți găsi pe indigo.ro. Vă sfătuiesc să mergeți la cât mai multe târguri pentru nunți în apropierea nunții. Noi acolo ne-am făcut multe mărturile, invitațiile și de rochie. Nu mi-am luat de la târg, dar acolo am văzut magazinul. Rochia am ales-o de la Exclusiv Mariaj. Are sediu, cred că aici are doar un reprezentant în Timișoara, dar are sediu prin Luj. Dar și în alt orașe cred că ar trebui să fie. Salonul se numește Exclusiv Maria și eu de acolo mi-am ales rochia. Au prețuri foarte bune și mai multe detalii nu o să vă dau acum, dar o să vă dau un detaliu că eu am ales să port voal și asta e alegerea mea. Cununia civilă o să o facem cu câteva zile înainte, pentru că eu trebuie să îmi fac buletinul pentru că vom pleca în vacanță după nuntă și am ales să facem în altă zi pentru ca să nu fim foarte obosiți și să ne extenuăm în aceea zi cu nunta. În ziua respectivă cu nunta vom face doar cununia religioasă și vom merge la local și cu câteva zile înainte vom face cununia civilă. O să-mi schimb numele, da, eu așa am ales, să avem numele ambii, să avem numele lui Adi de familie. Nu, nu, pe mine nu mă încântă foarte mult actele, nu mă interesează foarte mult. Cel mai important este binecuvântarea pe care o primești în fața lui Dumnezeu. Eu de asta mă căsătoresc. Un alt detaliu ar mai fi că, mă scuzați, că trebuie să faceți și pahare. Dacă doriți, eu am apelat la o fată din Timișoara care face pahalere pentru nunți. Am făcut atât pentru noi cât și pentru nași și am ales să ne gravăm și inițiala numelui fiecăruia, pe al meu I, pe al lui Adi A și pe al nașilor inițiala fiecăruia dintre ei. Asta e alegerea noastră, această fată o puteți găsi în Timișoara, nu știu cât vă ajut, dar eu vă recomand să căutați pe internet și să vedeți și pe OLX. Eu acolo am găsit-o. Mie mi-a plăcut foarte mult, ea face foarte multe lucruri handmade și eu am ales să-mi fac paharele la ea. Și au ieșit exact așa cum mi-am dorit,
fost foarte atentă la detalii, ca rochile domnișoarelui de onoare, cred că m-am mai spus într-un clip că le-am luat de pe Zipler.ro, le-am luat după gustul meu și eu ce vă recomand cel mai mult ar fi, ca să nu vă bate scapul și să scotați zile întregi ca mine, și să mulțumesc pe toată lumea și ca să stea tuturor cum trebuie, să luați rochii versatile și acelea se potrivesc pentru fiecare tip de siluetă. Eu asta vă recomand să faceți. Și nu sunt tirană și le-am spus că dacă nu le place modelul, le-am arătat și lor, dar dacă nu le place modelul ales de mine, după câteva ore, după biserică, se pot schimba, chiar când ajungem la sală, se pot schimba în ce doresc ele, poate nu le place culoarea, modelul și așa mai departe. Acum nu o să vă arăt. Un alt lucru pe care l-am ales să mai fac este... am ales cocarde. Cocardele sunt florile de pus în piept nașilor, mirelui și doar părinților și doar câteva rude mai apropiate. Eu asta am ales să fac. Le-am luat de pe cocardenuntă.ro. Acolo le-am găsit, mi se pare, la ceva ofertă. Și am mai luat și corsaje de pus la mână pentru domnișoarele de onoare, dar și pentru nașe și mame. Asta e alegerea mea. Alte fete preferă flori naturale. Eu nu am preferat florile naturale, având în vedere aceste detalii. Una la mână, toate persoanele vor să le păstreze. Și doi, este foarte cald, florile naturale riscăm să se strice. Așa că am ales să nu luăm flori naturale, doar buchetul meu și lumânările, dar și florile din sală vor fi din flori naturale. Un detaliu pentru dansul mirilor, nu vom avea, eu știu ce, dans, nu mergem la cursuri de dans și așa mai departe, vom dansa și noi ceva din suflet, cum vom ști. Dar am ales viața carbonică atât pentru paharele invitațiilor cât și pentru noi. Viața carbonică e fumul ăla gros sau mai subțire, depinde cum doriți. E fum rece și dă o ambianță mai romantică, să spun așa. Și pentru că eu sunt paranoia și mi-e frică de incendii și așa mai departe, am ales un singur vulcan. Vulcan este acea artificie care... se aprinde la un moment dat, e mai măricică și am spus că unul ajunge, că Doamne ferește să nu se întâmple ceva de... Și am mai ales și balonașe, aparat din acela de balonașe de săpun. Eu am spus că sunt mai copilăroasă și Adi la fel și le-am ținut neapărat să le am. Pentru că mie îmi plac tare mult alea. Acum nu știu exact ce să vă mai spun, dacă vreți voi să-mi puneți întrebări, voi mai faceți și partea a doua, cam asta ar fi mare și tot ce vă sfătuiesc este să vă consultați foarte mult cu agenda, dar și cu logonicul vostru, pentru că este foarte important și să vă placă amândurora tot ce faceți. Eu zic că asta este cel mai important lucru, ca să fie ceva personalizat, să nu fie ceva cum vrea cutărică sau cutărică, să fie ceva ce vă place vouă, pentru că este nunta voastră și eu zic că asta este foarte important. Cel mai important ar fi să vă organizați din timp tot ce doriți. Eu mai am aproape 5 luni până la nuntă și am aproape tot pregătit. Da, mi-am cumpărat și rochița de mireasă, dar aceea voi face prima probă, pentru că trebuie modificată, că XS la rochie de mireasă nu prea găsești. Trebuie modificată și am ales să fac asta cu o lună și jumătate înainte de nuntă și rochia am ales să o țin la magazin și eu o să o iau doar cu câteva zile înainte de nuntă, așa este cel mai bine. Mi-am luat și pantofiorii aceia, o să mai fac și un clip după nuntă și o să vă arăt exact lucrurile, acum vorbesc vag.
Am ales să optez pentru o pereche de sandale cu toc, dar o să-mi cumpăr și o pereche de sandale cu talpă joasă, de preferabil tot albe, îmi voi lua, pentru că nu vreau să mă doară picioarele să se umple și eu nu sunt prea obișnuită să merg cu tocuri, așa că eu zic că e cea mai bună variantă. La cununia civilă o să mă îmbrac într-o rochiță simplă, încă nu am ales-o, dar nu va fi de mireasă și costumul lui Adi nu vă pot ajuta încă cum va fi, pentru că nu l-am ales încă. Fetelor, cam acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut. În caz că mai aveți întrebări, voi face și partea a doua. Sper că a fost util acest clip și ne revedem cu un alt clip. Pa, pa!